Bună ziua, dragilor! Mă numesc Mihaela Ruxanda și astăzi am preparat un desert inspirat din coasta amalfitană. Avem un blat de biscuite, o cremă de brânză și un lemon curd dulce acrișor. Îl avem în două variante, variantă clasică de cheesecake sau o variantă foarte interesantă de dat cadou, la borcan. Haideți cu mine să vedem cum putem să-l preparăm. Și acum să ne apucăm de treabă. Am fărâmițat biscuiții, am lăsat o textură totuși un pic mai grosolană, îmi place să simt diferență între anumite texturi. Untul este topit, amestecăm cu biscuiții, amestecăm bine până se încorporează tot untul în biscuiți și ca să ne ducem cu gândul și cu mirosul și cu gustul pe coasta amalfitană, o să radem coaja de la o lămâie. Am încorporat untul și lămâia. Avem o textură nisipoasă de crumble. Am ales un borcan. Să punem biscuitele pe fundul borcanului, fără să exagerăm cu această cantitate. Perfect. Și încercăm să nu-l pițăm foarte, foarte mult, astfel încât să fie foarte ușor de mâncat. Îl nivelăm să se vadă frumos. Așa avem biscuitele și dăm la rece până pregătim crema de brânză. Pentru a pregăti crema de brânză, avem nevoie de gelatină hidratată. Ținând cont că este un desert care se face la rece și nu avem ceva cald să putem să dizolvăm gelatina, o să luăm o mică parte din smântâna pentru frișcă, o să o încălzim, iar când gelatina este hidratată, o să o dizolvăm acolo, după care o încorporăm în crema de brânză. Gelatina se hidratează foaie cu foaie, așa evităm să nu se lipească între ele și să formeze conglomerate de gelatină. Cât timp gelatina este la rece, o să ne apucăm să mixăm crema de brânză. Avem o cremă de brânză, este foarte important ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Aici avem crema de brânză, avem nevoie de o brânză cremoasă și cu grăsime destul de mare, ne ajută foarte mult. Și o să o amestecăm la mână. Deci este un desert foarte simplu de făcut, nu avem nevoie de ustensile foarte industriale, profesionale. Tot ce avem acasă, un tel, un bol, un mixer și atât. Avem zahărul și crema de brânză. Omogenizăm, nu trebuie să amestecăm, nu trebuie să spumăm, nu trebuie să batem. Da? Omogenizăm, adăugăm și sucul de lămâie. Textura deja începe să devină mult mai lichidă. Aici avem 50 de grame de smântână, o să o punem pe foc. După ce se va încălzi, o să topim gelatina hidratată în ea. Smântâna s-a încălzit până la punctul de fierbere. Gelatina este hidratată, avem grijă să scurgem excesul de apă și o punem la topit. Se va topi imediat, pentru că smântâna este foarte, foarte, foarte încinsă. Crema noastră de brânză așteaptă smântâna. Avem aici smântâna cu gelatina, o punem deja în crema de brânză. Și încorporăm ușor totul. Crema de brânză este gata, avem și smântâna cu gelatina în ea. Între timp am bătut foarte puțin frișca la o consistență foarte cremoasă, deci nu, ia uitați, are o smântână. Când avem două texturi diferite, întotdeauna este bine să începem cu o cantitate mică dintr-o textură în cealaltă. Astfel este mult mai ușor de omogenizat întreaga cantitate. Amestecăm ușor, fără să ne grăbim. Este timpul să scoatem borcanașul nostru cu biscuitele de la rece. O să punem o cantitate un pic mai mare decât cantitatea de biscuite. Pentru că, de fapt, asta ne place, crema. Omogenizăm frumos crema, să se vadă bine din exterior. Și dăm înapoi la rece pentru aproximativ 20-30 de minute să se întărească foarte bine crema. Între timp, pregătim lemon curd. O să ne apucăm de crema de lămâie. Lemon curd. Sucul de lămâie o să-l punem pe foc împreună cu alui coajă de lămâie. Cât sucul de lămâie fierbe, o să ne apucăm să spumăm ouăle cu zahărul. Adăugăm zahărul și spumăm compoziția cu ajutorul unui tel la mână. Sucul de lămâie a început să se încălzească. Ouăle deja încep să se spumeze. Ne trebuie o cantitate mică de suc de lămâie să putem să facem temperarea, da? Pentru că dacă vom pune toată cantitatea de suc de lămâie în ou, riscăm să facem omletă.
Amestecăm repede, să nu riscăm să facem omletă. Și acum toată cantitatea de suc vine în ou. Compoziția astfel obținută, o să o mutăm înapoi în cătișoara noastră, pe foc, și o să fierbem aproximativ 5 minute. Crema este gata. O luăm de pe foc și incorporăm untul. Untul care trebuie să fie la temperatura camerei. Astfel se incorporează mult mai ușor. Când untul s-a dizolvat complet, o să dăm crema printr-o sită să nu avem cocoloșe. Și cu ajutorul unei spatule sau o lingură, cernem toată crema într-o compoziție fină. O lăsăm 2-3 minute să se răcească puțin și o folosim la crema de brânză din borcanul nostru. Lemon curdul s-a răcit, acum o să scoatem borcanul de la frigider. De bine miroase. La frigider, 2-3 ore minim sau cât aveți răbdare. M-ați prins, n-am putut să mă abțin, a trebuit să-l gust. Credeți-mă, nu există ceva mai bun și mai răcoritor decât acest desert inspirat din coasta amalfitană.